Arta de a iubi, de Don Miguel Ruiz, capitolul 6, Bucătăria magică. Imaginează-ți că ai o bucătărie magică acasă și în acea bucătărie magică poți avea orice mâncare dorești, din orice loc al lumii, în orice cantitate. Nu te preocupă niciodată ce să mănânci, orice ți-ai dori ai putea avea pe masă. Mai mult, ești generos cu mâncarea ta și casa e întotdeauna plină de oameni care vin să mănânce mâncare din bucătăria ta cea magică. Apoi într-o zi cineva îți bate la ușă. E o persoană cu o pizza. Deschizi ușa și persoana cu pizza îți zice: "Hei, vezi pizza asta? Ți-o dau ție dacă mă las să-ți controlezi viața." Nu vei flămânzi niciodată pentru că pot să-ți aduc pizza în fiecare zi. Va trebui doar să fii bun cu mine. Îți poți imagina reacția ta. În bucătăria ta poți avea aceeași pizza, poate chiar mai bună, dar această persoană vine să-ți ofere mâncare dacă faci ceea ce îți cere. Bineînțeles, te va pufni râsul și vei spune: "Nu, mulțumesc, am destulă mâncare." În schimb, poți intra la mine în casă și mânca orice dorești și nu trebuie să faci nimic. Nimeni nu te va manipula cu mâncare. Acum imaginează-ți exact opusul. Câteva săptămâni au trecut și tu nu ai mâncat, mor de foame și nu ai bani să cumperi mâncare. Persoana vine cu pizza și zice: "Hei, am mâncare aici. Poți avea mâncare dacă faci ce vreau." Tu poți simți mirosul mâncării și mor de foame. Astfel te decizi să accepți mâncarea și să faci orice îți cere acea persoană. După ce mănânci îți spune: "Dacă vrei mai multă, poți avea atâta timp cât faci ceea ce îți cer." Te gândești: astăzi ai avut mâncare, dar mâine s-ar putea să nu mai ai, așa că accepți. Poți deveni astfel sclav din cauza mâncării, pentru că ai nevoie de mâncare, pentru că nu o ai. Apoi, după o perioadă de timp, ai îndoieli și îți spui: "Ce voi face fără pizza mea? Nu pot trăi fără ea. Dacă partenerul meu decide să dea pizza altcuiva, pizza mea." Acum imaginează-ți că în loc de mâncare vorbim despre iubire. Inima ta este asemenea bucătăriei magice. Dacă îți deschizi inima, vei avea toată iubirea de care ai nevoie. Nu e nevoie să călătorești peste tot în lume cerșind pentru iubire. "Vă rog, cineva să mă iubească, sunt atât de singur. Am nevoie de cineva care să mă iubească, să-mi demonstreze că sunt demn de milă." Nu. Avem iubire chiar aici în interiorul nostru, dar nu vedem această iubire. Poți vedea drama pe care oamenii o creează când nu au iubire? Tânjesc după iubire și când gustă puțină iubire de la cineva, devin dependenți și obsedați după acea iubire. Apoi urmează drama cea mare. Ce mă voi face dacă mă părăsește? Cum voi trăi fără el sau ea? Și pentru acea bucățică de iubire, căci flămânzesc, ei vor permite altor oameni să le controleze viața. Îi lasă pe alții să le spună ce să facă, ce să nu facă, cum să se îmbrace, cum să se poarte, ce să creadă. Te iubesc dacă te porți în felul acesta. Te iubesc dacă mă lași să-ți controlezi viața. Te iubesc doar dacă ești bun cu mine. Dacă nu, poți să uiți. Problema cu oamenii este că nu știu că au o bucătărie magică în inimile lor. Toată suferința asta a început când, acum mult timp în trecut, ne-am închis inimile și nu mai alimentăm iubirea care este acolo. Și la un moment dat, în viața noastră, ne temem și să mai iubim, pentru că credem că iubirea nu e corectă, că iubirea doare. Am încercat să fim buni pentru ceilalți, să fim acceptați de ceilalți și am eșuat. Când intrăm într-o relație, devenim nevoiași. Este vorba doar despre mine. Devenim atât de egoiști încât vrem ca persoana cu care ne împărțim viața să fie la fel de nevoiașă ca și noi. Avem nevoie de cineva care să aibă nevoie de mine. Ca să ne putem justifica existența, ca să simțim că avem un motiv de a trăi. Credem că căutăm iubirea, dar de fapt căutăm pe cineva pe care să putem controla și manipula. Este un război de control în relaționarea dintre oameni, căci am fost domesticiți să concurăm pentru atenție. Ceea ce noi numim iubire, cineva care are nevoie de noi, nu e iubire. Este egoism. Iubirea este peste tot, dar nu avem ochi care să o vadă. Trupul nostru emoțional nu mai este tunat la iubire. Ne este frică să iubim, că nu mai este sigur să iubim. Frica de respingere ne înspăimântă. Trebuie să pretindem ceea ce nu suntem. Încercăm să ne facem acceptați de către partener, cât timp încă nu ne-am acceptat pe noi înșine. Dar problema nu e că partenerul ne respinge, ci că ne respingem pe noi înșine, pentru că nu suntem suficienți de buni, pentru că asta credem. Nu vei fi niciodată destul de bun pentru tine și ideea de perfecționism este totalmente greșită. Este un concept total fals, nu este real, dar îl crezi ca fiind real. Nefiind perfect, te respingi pe sine și nivelul de autorespingere depinde de cât de puternic
adulții ți-au spart integritatea. După domesticire, nu se mai pune problema de a fi bun cu ceilalți. Nu mai ești bun nici pentru tine. Pentru că judecătorul cel mare îți amintește mereu că nu ești perfect. Nu te poți ierta că nu ești ceea ce ai vrea să fii. Și asta e o problemă reală. Dacă poți schimba asta, având grijă de jumătatea ta în relație, cealaltă jumătate nu este problema ta. Dacă spui cuiva că îl iubești, iar acea persoană îți spune că nu te iubește, este un motiv pentru tine să suferi. Doar dacă cineva te respinge, nu înseamnă că trebuie să te respingi pe sine. Dacă o persoană nu te iubește, altcineva o va face. Întotdeauna este altcineva. Și mai bine să fii cu cineva care dorește să fie cu tine, decât cu cineva care trebuie să fie cu tine. Trebuie să te focusezi pe cea mai minunată relație pe care o poți avea, relația cu tine însuți. Nu este vorba de a fi egoist, este vorba de a te iubi pe sine. Cele două nu sunt identice. Ești egoist cu tine când nu este iubire acolo. Trebuie să te iubești, apoi intri într-o relație. Dar nu te angaja pentru că trebuie să fii iubit. Devine o alegere. Poți alege pe cineva pe care vrei și poți vedea cu adevărat cine este. Când nu ai nevoie de iubirea lui, nu trebuie să te minți. Ești complet, te simți bine singur și să dăruiești este de asemenea distractiv. Dacă intri într-o relație cu egoism, așteptând ca partenerul să te facă fericit, nu se va întâmpla. Și nu este vina persoanei respective, ci doar a ta. Inima ta este o bucătărie magică. Deschide-ți inima și refuză să cerșești iubire. În inima ta este toată iubirea de care ai nevoie. Inima ta poate genera suficientă iubire nu doar pentru tine, ci pentru toată lumea. Poți să-ți dăruiești iubire fără condiții. Poți fi generos cu iubirea ta, căci ai o bucătărie magică în inima ta. Apoi toți acei oameni flămânzi care cred că inima lor e închisă, vor vrea întotdeauna să fie lângă tine, pentru iubirea ta. Ceea ce te face fericit este iubirea care izvorăște din tine. Și dacă ești generos cu iubirea ta, toată lumea te va iubi și nu vei fi niciodată singur. Dacă ești egoist, întotdeauna vei fi singur și nu e nimeni de învinuit decât tu. Generozitatea va deschide toate ușile, nu egoismul. Egoismul vine din sărăcie, în inimă, din credința că iubirea nu e abundentă. Dar când știm că inima noastră e o bucătărie magică, suntem mereu generoși și iubirea noastră este complet necondiționată.